Administratorii domeniului spun că stratul de zăpadă în zonă este satisfăcător. Au pus în funcțiune de câteva zile tunurile de zăpadă, însă de azi dimineață ninge în zonă, astfel că se așteaptă să se mai depună zăpadă și în mod natural. Momentan, stratul de zăpadă sumează undeva la 40 de centimetri, zăpadă bătută, artificială, mix de zăpadă artificială cu naturală. Sperăm ca mâine noapte să ne mai dea de sus undeva în jur de 20-30 centimetri pentru a evita orice fel de problemă. Deocamdată se va putea schia doar pe două dintre pârtii, Telegondolă 1 și Teleschi 1, iar în funcție de condițiile meteo o să fie deschise și celelalte. În plus, au fost modificate și tarifele pentru skipass, care sunt cu circa 12% mai mari ca în sezonul trecut. Condițiile sunt ok. În prima fază programul să fie sâmbătă, duminică, luni. Ulterior, săptămâna viitoare, joi, vine, sâmbătă, duminică. Și începând de joi, din data de 12-a 2024, purtea va fi deschisă în fiecare zi. Domeniul schiabil Transalpina este unul dintre cele mai frumoase din țară. Stratul de zăpadă rezistă cel mai mult din an pe pârtile care trec de cota 2000, iar priveliștea este comparată de mulți schiori cu peisajele din Alpi.